YouTube a hotărât ca videoclipurile încărcate nelistat înainte de data de 1 ianuarie 2017 să fie făcute privat, începând cu data de 23 iulie 2021. Ce înseamnă asta? Dacă pe canalul vostru de YouTube ați încărcat nelistat videoclipuri înainte de această dată, ele vor fi făcute automate privat. Nu le vor mai vedea acele persoane care le-au încorporat pe anumite site-uri, pagini, poate chiar în anumite comentarii de pe internet, din cauza acestei schimbări. Bun. Ce rămâne de făcut? Și de ce se întâmplă asta? Aflăm imediat. Deci ce se spune oficial? Începând din data de 23 iulie 2021, videoclipurile nelistate mai vechi vor fi făcute private, cu excepția cazului în care se renunță la această schimbare. Această acțiune face parte dintr-o actualizare de securitate pentru videoclipurile nelistate, încărcate înainte de 1 ianuarie 2017. Schimbarea nu are impact asupra conținutului nelistat încărcat după 1 ianuarie 2017. Reține că încă poți modifica setările de confidențialitate pentru acest conținut în YouTube Studio în orice moment, înainte și după această schimbare. De ce se întâmplă asta? În 2017 am lansat o actualizare la sistemul care generează noi linkuri nelistate YouTube. Actualizarea include îmbunătățiri de securitate pentru ca linkurile videoclipurile nelistate să fie și mai greu de descoperit de către utilizatori dacă nu le-au fost distribuite. Acum schimbăm videoclipurile nelistate mai vechi, care au fost încărcate înainte de lansarea actualizării. Înțelegem că această schimbare poate fi dificilă. De aceea ne-am asigurat că ai suficient timp să-ți ajustezi videoclipurile înainte ca schimbarea să aibă loc pe 23 iulie 2021. Ok. În paranteză fiind spus, pe mine mă cam încurcă puțin decizia asta, fiindcă cred că am cel puțin câteva zeci de videoclipuri postate nelistat pe mai multe canale de YouTube, nu doar cel prezent, care nu o să mai fie disponibile utilizatorilor care le-au încorporat sau le-au primit într-un fel sau altul pe Messenger sau chiar în comentarii. Și cam asta este. Deci ce înseamnă? Ok. Videoclipurile nelistate pe care le-ai încărcat înainte de 1 ianuarie 2017 vor fi automat private. Da. Ok. Trecem peste treaba asta. Ce mi atrage mie atenția? Asta, chestia asta. Deci, dacă ai incorporat videoclipul într-un site sau într-o aplicație, acesta nu va mai funcționa. Reține încă poți modifica setările de confidențialitate pentru acest conținut în YouTube Studio și etc. În fine, cam asta este. Până la urmă nu e niciun dezastru și rămâne să ne conformăm aceste schimbări, fie că ne place sau nu. Și cam asta este. Ne auzim data viitoare.